Și tot potrivit tradiției, românii și-au făcut un obicei din a se giftui la masa de Crăciun. Doar că tot ei sunt cei care vor să scape urgent de kilogramele în plus, mai ales că vine Revelionul și trebuie să încapă în ținutele alese. Dacă ați exagerat cu sarmalele, friptura și cozonacii, nu vă faceți griji. Cinele dietetice și 10 minute de exerciții făcute acasă pot salva situația. Ce trebuie să mâncați și ce mișcări trebuie să faceți, vă arătăm în materialul următor. Românul trebuie să înțeleagă în primul rând în perioada sărbătorilor ce înseamnă cuvântul moderație. Calitate, nu cantitate. Cel mai periculos din punctul meu de vedere, sarmau. Carnea tocată. Este una din cele mai periculoase mâncăruri posibile. E foarte grea, se absorbe foarte greu și nu mai zic, e bombardată în stomac și de ce mai apare, da? Cocă, uleiuri, grăsimi și din start nu avem absolut nimic nutritiv pentru corp. Dar putem înlocui sarmaua cu o friptură. Să spunem că v-ați permis la prânz o masă copioasă, dar la cină meniul trebuie neapărat schimbat. De exemplu, pește, salată și câteva ingrediente cheie ca să mai ardeți din grăsimi. Puțin piper și aie. Bine, majoritatea preferă piperul negru, dar piperul șaien este foarte bun pentru vascularizare și pentru sistemul imunitar, arderea grăsimilor, deoarece accelerează metabolismul. Și o să punem, am lăsat cam 15 minute între timp la cuptor, am lăsat și somonul, nu mult, cam 20 de minute cu un pic de vin pe deasupra. Acum ajungem și la partea mai solicitantă a perioadei de întreținere, exercițiile fizice. Trebuie doar să învățați câteva mișcări de bază pe care le faceți acasă la o oră după ce ați mâncat. Bun, după jumping jacks o să începem în jur de 40-50 de repetări. O să începem cu ridicări de genunchi din ce în ce mai intens, 30 de secunde cu 10 secunde pauză. Adică, foarte important este cum respirăm. O să facem o genoflexiune cu explozie. Adică, ne luăm, depărtăm picioarele, vârfurile spre diagonală, pieptul în față, spatele drept, ne lăsăm ușor și expirăm. Oamenii de acasă zic, domnule, n-am gânduri, nu am timp. Păi dacă nu am astea, ce fac? Improvizăm. Luăm două sticle de 2 litri și începem să lucrăm unul. Da? Ridicări laterale pentru deltoidul median și... Nu vă speriați! În 10 minute puteți face un antrenament intens în care să ardeți suficiente calorii cât să vă mențineți corpul frumos și sănătos. Dacă facem intens fără oprire, știm exact ce avem de făcut. 10-12 repetări pe fiecare picior, de exemplu, la fandare. Facem de două ori treaba asta într-o zi, e super ok.